Mulțumesc, Dodo! Primiți cu colinda! Da! Primiți cu colinda! Da! Primenește-ți gazdă casa, umple vadra, pune masa, fă-t poteca prin grădină și-n pridvor, ține lumine. Că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscol, tot prin gloată, ziua toată, noaptea toată, gerul iernei ne-a pătruns, dar de ajuns, tot am ajuns. Să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm, să te bucuri, să te închin, de belșug pentru grădin, de credință și de soare, de noroc la iar maroc, de copii pe lângă foc. TV, că este avocatul cu suflet de artist. Da? Te recunoști? Eu zice că este artistul cu minte de avocat, ceea ce deja o trimite în altă categorie. Pentru mine, Mihaela, vocea Mihaelei este comparabilă cu câteva mari voci de pe lumea asta, în frunte cu o doamnă din Statele Unite pe nume Joni Mitchell. Este aceeași încrengătură, aparțin aceleași specii. De la noi am zis așa, dinainte de a ajunge o sucevean și a avea fericirea de a o asculta pe Mihaela aproape în fiecare joi în discoteca Arcașul, unde seara de joi era arondată folchiștilor, nu era numai Mihaela, mai era Ilie Nicolov, Dumnezeu să-l hodine, Dorin Curechean. Noi ăștia vii suntem însă aici și ne bucurăm să avem pe Mihaela alături de noi. Mihaela, despre care Adrian Păunescu citat de ea, i-a spus la despărțirea de Cenaclu, ai fost cea mai profundă dimensiune a Cenaclului. Asta mă trimite la ceea ce s-a întâmplat acum 3 săptămâni cu o altă mare cântăreață, nu numai cântăreață, și compozitoare, Christine McVie, care era vocalista grupului Fleetwood Mac, a murit acum 2-3 săptămâni. Și despre Christine McVie la moarte, revista Rolling Stone a spus următoarele. Era o oază de sănătate mentală în familia disfuncțională Fleetwood Mac. Așa cred că era Mihaela, oaza de sănătate totală în disfuncționalitatea Cenaclului Flacăra, mai ales pe bucata de la urmă. Alături de ea în seara asta este Roger, prietenul tuturor muzicienilor și al tuturor genurilor muzicale din țara asta,
Știți, între muzicieni mai e hâră, mai e invidie, mai sunt... Roșie este singură de pe planeta asta despre care colegii de breaslă români au vorbit numai de bine. Și când zic colegi de breaslă, mă refer la ăia grei, la Raul Cușac, la Grunzo Gheza de la Night Losers, de-aia s-a și făcut clujan, cred, Roșie, așa de dragul lui Night Losers, da? Roșie pe care l-am ascultat mai puțin decât mi-aș fi dorit toată viața și... mă bucur foarte tare să fie alături de noi în zilele astea speciale, acum, aici, repatriatul Roșie alături de Mihaela, într-un concert cum n-a mai fost și nu o să mai fie. Vă dorim să ne bucurăm cu toți! Să vâneze căprioare.
de bucuioc. Dava-ți Dumnezeu noroc, preașină de mintă creață, dava-ți Dumnezeu viață. Să trăiți, să îmbătrâniți, ca florile să înfloriți și ca merii să înverziți, tot ca ei să îmbătrâniți, într-un mult ani fericit. Thank you.